s-au scris cinci întrebări și încercăm să răspundem. Știți că dacă votați o întrebare, ajungem mai repede sus și posibil să răspundem, are mai mari șanse la răspuns. O întrebare zice sau o propunere, vreau să ne explicați cum se pot bucura creștinii unii cu alții în mod corect, biblic, spiritual, fără să supere pe Dumnezeu. Pe unul dintre moduri este ne folosim bancuri cu tentă imorală. Deci când folosești un banc la care sub înțeles are ceva imoral și toți colegii te râd, ha, ha, ce, ce o zis acel individ sau acea individă, tu ar trebui să te simți prost un pic. Deci nu poți să te bucuri. Și ar trebui din zona asta te retragi. Pentru că trebuie să fii un factor care să conserve binele și să distrugă răul. Trebuie să fii o persoană care să fie vehementă în principii, invincibilă în decizii care sunt după voia Lui Dumnezeu. Bucuria înseamnă nu doar să vii la biserică, nu doar să te închini, nu doar să ai o părtășie cu Dumnezeu și cu frații. Bucuria este atitudinea inimii, adică indiferent prin ce treci, tu să ai liniște, să ai echilibru, să ai siguranță. Vedeți, când apare o veste care s-ar putea să-ți distrugă bucuria, tu trebuie să înțelegi situația de fond pe care o are Dumnezeu în viața ta. Asta e problema noastră de foarte multe ori când ne uităm la lucrurile de acum, trecătoare, dar nu pricepem că uneori coborârea într-o vale ne pregătește pentru urcarea pe un munte mai înalt. Ca așa e viața în care noi trăim. Uneori suntem sus pe munte și apoi suntem coborâți jos pentru că, vedeți, uneori nu putem administra corect așezarea noastră la înălțime. Ne uităm de sus, începem să ne credem în noi, avem simțul la vântului care lovește noi și ne credem puternici. Și atunci Dumnezeu, pentru că observă că nu rezistăm la acel succes, dacă pot să-l numesc așa, sau la acea biruință, Dumnezeu ne coboară un pic, da? Și când ne coboară un pic, de fapt, nu ne lasă. Ne coboară El, vine cu noi. Și când e cu noi, nu avem cum să avem probleme. Deci bucuria trebuie să fie întotdeauna în absența păcatului. Bucuria unor creștini autentici niciodată nu va presupune existența unui păcat. De fiecare dată când păcatul apare într-o așa zisă bucurie, este o cursă a celui rău. Așa că nu-ți recomand să mergi într-un loc rău famat, nu-ți recomand să vorbești cu oameni care constituie un anturaj periculos și nu-ți recomand să te bucuri de bucuria lor, pentru că bucuria lor este trecătoare. Voi știți foarte bine că nu te poți bucura consumând alcool. De ce? Pentru că acolo nu-i e bucurie, e iluzie. Când creierul tău nu mai funcționează normal, pentru că Biblia spune în Cartea Osea, curvia și vinul iau mințile omului. Când mintea ta e luată, asta nu-i bucurie. Asta e coșmar. Asta e inconștiență. Un om care se droghează nu-i e bucuros. E iluzionat. Este dus într-o altă lume. Este dus într-o altă perspectivă. Deci nu poate fi asta bucurie. Pentru că bucuria este acel sentiment de esență în viața ta care are de-a face cu o conștientizare clară a locului în care te afli, a situației în care ești și totuși tu, pentru că ești conectat cu Dumnezeu, privești deasupra evenimentului prin care treci. de -aia bucuria ta nu se termină atât cu apariția unei situații nefavorabile, pentru că tu privești lumea cu ochii lui Dumnezeu, vedeți? Cartea Eclesiastu e marcată în primele capitole de bucurie, o bucurie trecătoare. I am zis râsului, să fii cu mine, să mă înconjor, zice Solomon. Am zis să am o crămadă de țitoare, să am lux, să am tot ce-mi trebuie, să-mi găsesc bucuria și se uită la final după ce le are pe toate și zice totul este deșertăciune și goana după vânt. Dacă sunteți curioși, căutați în seara asta în cartea Eclesiastru de câte ori, de câte ori apare cuvântul bucurie sau a te bucura, de foarte multe ori. Așa se și termină cartea Eclesiastru, cu bucuria condiționată, da? Și când el își expune viața în tot felul de lucruri trecătoare, zice, vreau să vă spun ceva, învățați după pielea mea, nu vă distrugeți viața. Pentru că eu am trecut prin toate etapele vieții, prin toate experiențele, am trecut prin orice situație posibilă, am avut lux, am avut fericire, mi-am primit imoralitatea, am băut alcool, am făcut de toate, zice Solomon. Și la final mi-a dat seama că nu există altceva decât deșertăciune în tot ce există sub soare. Dar la un moment dat mi-am ridicat privirea și am văzut că dincolo de soare este cineva care e bucuros. El e bucuria la superlativ. El produce bucurie pentru că este duhul bucuriei. Și mi-am dat seama că trebuie să privezi lumea de sus în jos, cu ochii lui Dumnezeu, cu perspectiva lui Dumnezeu. Asta e foarte important ca să ai bucurie. Fă toate lucrurile. Spuneam și în muncă, bucură-te. Deci bucură-te de munca ta, bucură-te de activitățile tale, bucură-te de realizările tale, fi corect, fii onest. Nu-i deloc greșit să te bucuri de modul în care Dumnezeu te ajută să-ți respecti principiile, să respecti cuvântul dat, să respecti lucrurile pe care le-ai făcut în viață. Ai o realizare, asta e de fapt prezența lui Dumnezeu în tine, bucură-te de ea, dar nu lăsa realizarea asta să fie deasupra relației tale cu Dumnezeu. Vedeți, este o ispită. Oamenii când ajung la succes, sunt tentați să privească succesul în Dumnezeu. Asta e de obicei ispita celui care se angajează pentru primată. Vede că îi merge bine, în șase luni crește salariul, ajunge să fie performant, stă peste, peste orele de muncă, ajunge să fie dependent de muncă și ajunge să facă din propria lui muncă un Dumnezeu. Să nu mai bucurie, pentru că e lignit, e distrus, e falimentar, e afectat, nu mai are pace, nu mai are liniște. Nu, nu, nu asta îți cere Dumnezeu. Dumnezeu îți cere în munca ta, fie echilibrat. Măsură în toate. Singurul lucru fără de măsură, cum se cânta duminică, dacă bine rețin unde am fost, singurul lucru fără de măsură este dragostea. În rest, peste tot măsură. Fie echilibrat. Calculează-ți bine timpul. Fii foarte atent la el, da? Și când vezi ceva, acum, tu nu trebuie să ajungi să cobori în groapa aia, tu vezi de la distanță. Gândește proactiv. Reacționează preventiv. Când ești în groapă, e cam greu să te mai scoatem, să te mai scoți. Numai Dumnezeu te mai poate scoate. Dar dacă vezi că e groapă, culește-o. Cine te pune să dai mare că mergi pe marginea gropii? Că vezi că o să cadă pământul și o să ajungi în groapă. Deci bucuria înseamnă să fii un om normal, să fii un om echilibrat, să fii în toate lucrurile implicat și activ, dar niciodată să nu faci din bucurie o resursă sau o condiție sau un context pentru păcat. Cum pot avea credință pe deplin, fără să mă îndoiesc? că sunt iertat, iertată de Domnul după ce am căzut, ținând cont că am și botezul făcut. După ce ai căzut, e foarte important să te uiți unde ai fost. Deci când un om cade, prima lui reacție e că se ridică, corect? Nu când stă jos să șterge de praf. Deci prima lui reacție e că se ridică. Ați văzut un copil care a căzut, da? Dacă, știe că ceartă ta că o să se plânge, da? După ce o trecut plânsul, că vede că nu bagă nimeni în seamă, se ridică. Prima o plâns, nu l-o neapărat, dar o plâns de frică, da? Deci când un om normal, matur, cade, în mod normal, dacă cineva ar cădea, da? Nu știu pe unde. Eram o și mergeam undeva și am căzut, da? Eram cu un frate de aici, nu-i spun numele că de e prea important, da? Și am căzut pe scări. Am căzut pe scări, efectiv. După ce am căzut pe scări, primul pas e că m-a ridicat. Înțelegeți ce zic? N-am zis, bă, ce fain e aici. Hai să văd cum se vede lumea de jos. Nu m-am uitat de jos în sus. Primul pas e că m-am ridicat. După ce m-am ridicat, am avut un simț normal să mă șterg. Să mă șterg de praf. De ce? Nu-mi convine să fiu murdar. Înțelegeți? Și pasul trei, că mi-a schimbat hainele. Nu știu ce se întâmplă, că atunci când Alexandru nu-i place un... un o haină pe mine, poate mi se schimbă. În cazul lui, nu i-au plăcut cum se tăiau pantalonii pe mine și am căzut. Trebuie să schimb. Deci, ați înțeles ideea. Deci, băieți, aveți grijă cu ce măsurați, că să se întâmple ce vrea ele. Nu au zis nimeni mine, oricum se întâmplă, da? Ați prins ideea. Da? Ați înțeles ce am zis. Deci, când ai căzut, ridică-te. Nu te poți ridica unor singur. Cere ajutorul. Tu te la cineva și spune, frate pastor, frate prezbiter, nu vorbi cu oricine, că poate e mai căzută decât tine. Poate e mai căzut ca tine. După ce ai căzut, mărturisește-ți căderea. Știi ce s-a întâmplat când Eutih a căzut de la etajul 3? Sfântul Pavel predica, da? O fi zis mulți, să predică -mă până să străcă ceasurile. Nu să mai oprește, domnul. Da? În timp ce predica Sfântul Pavel, o căzut Eutih. Vinovat e Pavel? Ziceți ce vreți, că oricum adevărul nu e ăsta. Și ce a făcut Sfântul Pavel? O mers la el. Și după ce s-a asigurat că este încă Duhul și sufletul în el, adică n-a murit, după ce s-a trezit din morți, da? atunci când ești căzut de obicei ca mori spiritual, adică nu mai e simțuri. Cum ajunge un om să se bălăcească în aceleași mocirile în care a fost altă dată, spune Sfântul Petru, ca și animalul la care se întoarce la ce-o vrăsat și la a tu porci și se întoarce pe toate părțile și se scufundă și place. Știți de ce? Are simți de animăluți. Adică nu mai simte normal, nu mai vrea curăție, dar are o problemă cu curăția. Nu-i mai place în curăție. Exact așa e cu un om care au căzut, nu mai are simțuri normale. Ai nevoie de o ridicare. Dar știți ce a făcut Pavel? După ce s-a trezit, l-a ridicat, zice Biblia. L-a ridicat de acolo. Eu vă spun sigur, eutic nu s-ar fi ridicat niciodată dacă acolo nu era Sfântul Apostol Pavel sau un om al lui Dumnezeu, la fel ca el. Dacă ai căzut, caută un om al lui Dumnezeu. O grămadă vor să dea din coate, să întind, să preușească, să facă semne, să nu știu ce. Zice câte unul, și acum este o teorie, trebuie să o, de, să o contrazic, asta e viață. Zice câte unul pe între noi nu dau numele, că nu vreau să-l fac popular, da? Și zice, nu, cumva să mergi la mărturisire. Vine câte un frate și îi spune, hai la mărturisire. Vreau să nu credeți astfel de aberații. Dacă Biblia scrie foarte clar, mărturisiți-vă unii altora. Și cine e acolo? E un bolnav și niște prezbiteri. Bolnavul, omul căzut, își mărturisește starea în care se află la niște slujitori, la niște prezbiteri, da? Se, caz biblic. Inclusiv în Vecul Testament, când un om avea o problemă spirituală și trebuia să-și rezolve problema spirituală, trebuia să-și mărturisească păcatul. Știți cui? Nu la vecini, nu la prieteni, nu la anturaje, în fața preotului, care trebuia să pună mâna pe capul mielului și să transfere păcatele de omul acela pe miel. De ce? Mielul trebuia să moară, pentru că plata păcatului era moartea. Mărturisirea este biblică la Domnul Isus Hristos dacă tu îți menții pe ceafă o problemă spirituală și nu poți să scapi de ea, caută un pastor, un presbiter, du-te și mărturisește tot Domnul Isus în prezența acelui slujitor și Dumnezeu îți dă eliberare. Nu încerca singur, că nu merge. Este o metodă prin care satana te ține sub papuc? Știți că sunt oameni botezați de 20 de ani poartă câte un păcat după ei? Că nu mă duc să mărturisesc. Nu, no, poartă-i! Poartă-ți păcatele cu tine. Ce să fac? În urma mărturisirii sincere, dacă ești gata să renunți la păcatele tale, Domnul îți dă îndurare și ești eliberat. Asta e puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Deci nu rămâne cu doi asta. asta. Că te urmărește satana până te scoate din biserică. Și după ce te scoți din biserică, te trimite în club. Și după ce te în club, îți pierzi viața și viitorul și nu mai ai nici o înaintare. De ce? Pentru că te-o mințit și o zis, las că tu cu Domnul e suficient. Și tu cu Domnul, și tu nu mai crezi în Domnul cu adevărat, și tu ai la față de Domnul, și întoiala asta crește, 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 și la un moment dat satana râde de tine și se bucură foarte mult că te-o înșela. Cum să te încrezi în planul lui Dumnezeu cu privire la întreaga ta viață, fără să te îngrijorezi de ce s-ar putea întâmpla? Am prima întrebare. Dacă te îngrijorezi, poți să rezolvi ceva? Poți să rezolvi ceva? Ce poți să faci în plus că te îngrijorezi? Domnul Iisus Hristos spunea, poți să îngrijești ziua sau viața cu un cot? Poți? Atâta. Poți? Dacă te îngrijorezi, știi câte fire de, fir de păr din cap ți căzut? Știi că cineva ți le contabilizează? Deci trebuie să știi cine e Dumnezeu. Ca să nu te mai îngrijorezi, trebuie să știi cine e Dumnezeu. Dumnezeul pe care noi îl predicăm din cartea strămită, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, e Domnul care te iubește la maxim. Nu există pe planetă persoană care să ține la tine cum ține Dumnezeu. Nici tu nu te poți iubi pe tine însuți cum te iubește Dumnezeu. Trebuie să știi că Dumnezeu ăsta, prin Iisus Hristos, care și-a dat viața ca șerfă pentru tine, te-a înfiat și Dumnezeu ăsta nu-i doar creator care dă de mâncare la păsările cerului, care îmbracă florile de pe câmp mai frumos decât era în toată splendarea lui îmbrăcat Solomon. Dumnezeu ăsta prin înfiere ți-a devenit tată. Și nu știu cum s-a fost tatăl tău dacă a fost sau nu interesat de tine. Dumnezeu s-a interesat de tot ce ești. De tot ce ești. Și Dumnezeu ăsta are un plan pas cu pas milimetric pentru întreaga ta viață. Nu există eveniment din viața ta legat de care lui Dumnezeu să nu-i pese. Și numai că nu-i pasă, sau că-i pasă doar, el vine și preîntâmpină situația aia vorbindu-ți, dacă tu îl cauți în carte, dacă tu te rogi, dacă tu ai o relație personală cu Dumnezeu. Nici un om n-a ajuns binecuvântat fără Dumnezeu. Noi toți și voi toți veți fi binecuvântați pentru că Dumnezeu vă poartă de grijă. Pentru că Dumnezeu vă numără firele de păr din cap, pentru că Dumnezeu vă dă de mâncare în fiecare zi, pentru că Dumnezeu vă plătește chiria, pentru că Dumnezeu vă dă salariu, pentru că Dumnezeu e cu voi în conflicte să le rezolvați, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de voi. Dacă există un tată căruia nu-i pasă de copiii lor, foarte rar se întâmplă pe planetă. Că vorba românească, sângele nu se face apă, în mod normal. Dacă există o mamă care și-ar putea uita copilul, a zis Dumnezeu, eu nu te voi uita niciodată. De ce? Te-am săpat în palmele mele și zidurile tale sunt gravate pe brațele mele. Când îmi ridic mâinile, zice Dumnezeu, te văd, te știu, mă interesează de tine. Hai să ne ridicăm și să avem un sentiment de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Nu doar pentru seara asta, ci pentru că în fiecare secundă lui Dumnezeu îi pasă de noi să mustri prin credință acest duc de neîncredere, acest duh de îndoială și să-i spui Domnului, Doamne, Tu ești Tatăl meu, Tu ești interesat de mine, îți pasă de firele mele de păr din cap. Cum să nu te intereseze dacă merge bine în viață sau nu? Cum să nu te intereseze cu cine și cum o să-mi întemeieze o familie? Cum o să meargă viața în viitor? Cum să nu te intereseze ce examene iau la facultate? Cum să nu te intereseze cum o merge la locul de muncă? Cum să nu te intereseze cum o merge în biserică? Cum să nu spese de ce simt eu? Lui Dumnezeu îi pasă de tine, pentru că e Creatorul tău și un Creator responsabil. Pentru că e Tatăl tău și un Tată responsabil. În semn de reverență, haideți să-i mulțumim Domnului, pentru că e cu noi și pentru seara aceasta.